Revitalizată după venirea antrenorului spaniol Miguel Ángel Hoyo Ramos, echipa de pe malul Cibinului a oferit o adevărată lecție de basket spre stupoarea fanilor argeșeni, care se așteptau ca prima întâlnire cu favoriții lor din acest nou an să fie una cu happy end. S-a dovedit însă că pauza de Crăciun și Revelion i-a scos total din formă pe vulturii alb-violeți, care au ratat toate statisticile meciului cu Sibiul. Partida a început cu formația oaspete la conducere și așa a rămas până la începerea sfertului secund, când piteștenii reușesc să preia conducerea, scor 27-25. Până la pauză, Sibiul și-a consolidat poziția 40-47, iar sfertul al treilea a fost un adevărat dezastru pentru alb-violeți. De exemplu, din 8 încercări de la 3 puncte, doar o aruncare a fost reușită, cea a lui Mladen Jeremici din ultimele 30 de secunde ale sfertului. Sibiul a condus cu 18 puncte diferență în sfertul 4, dar scorul final a fost mai omenesc, deoarece gazdele au forțat pe final o revenire de senzație, însă cel mai mult s-au apropiat la 7 puncte, scor final 77-86. Pentru FC Argeș urmează meciul de la Galați din etapa viitoare cu formația lui Florin Nini, cea care a eliminat-o din Cupa României.